Scopul proiectului a fost de îmbunătățire a parteneriatului dintre poliție și comunitate, un proiect de marketing instituțional, cu dorința în special de creșterea gradului de încredere al populației tinere, în speță, în activitatea poliției și mai ales de cunoaștere a oamenilor, a factorului, a resursei umane a acestei instituții. Proiectul Polițist pentru o zi a fost implementat în perioada 2-6 aprilie anul acesta, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara și cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sursianu Deva, pe două paliere distincte, exclusiv elevilor de liceu, clasele a 12-a, dar am avut și o componentă care s-a numit Academia Micilor Polițiști, destinată elevilor de clasa a 4-a. Componenta pentru elevii de liceu s-a desfășurat la nivelul întregului județ, la toate subunitățile de poliție urbană. Timp de o săptămână, elevii selectați de către Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara au avut ocazia de a participa pentru o zi în activitatea curentă a polițiștilor hunedoreni. Proiectul Polițiștilor Hunedoreni la cea de-a cincea ediție a acestei competiții naționale a obținut locul al doilea la secțiunea implementarea unor mecanisme de comunicare instituțională în slujba cetățeanului.